Nu este o noutate faptul că zilnic foarte mulți dintre noi își verifică profilele virtuale de pe diverse platforme. Fie că folosim Facebook, Instagram sau orice altceva, trebuie să recunoaștem că timpul trece insesizabil atunci când le utilizăm. Și totuși, lucrurile nu au fost chiar așa de la început. În anul 1997 a fost prezentată publicului prima platformă de socializare care își propunea să faciliteze comunicarea și să creeze conexiuni între oameni. Este vorba despre Six Degrees, o aplicație care permitea utilizatorilor să își creeze un profil și o listă de prieteni cu opțiunea de a putea socializa prin mesaje. Poate că această aplicație pare primitivă comparativ cu varietatea pe care o avem noi astăzi, însă în acea perioadă fiți siguri că a fost considerată o inovație. Înainte de explozia Facebook și Instagram, a existat o perioadă de înflorire a social media în care aceste două aplicații arhicunoscute în prezent nu au existat. Așadar, aplicația care a deschis cu adevărat porțile socializării din ziua de astăzi a fost Six Degrees. Perioada de tinerețe a internetului arată total diferit de cum ne-am putea imagina-o. La început, internetul și îndeosebi social media nu era presărat cu tweet-urile președintelui Americii cu atâtea meme-uri și cu videoclipuri simpatice cu pisici sau atâtea story-uri, bumeranguri și check-in-uri. În acea perioadă, Amazon nu era gigantul online de astăzi și, de fapt, vindea încă din garajul binecunoscut lui Jeff Bezos. Așadar, lucrurile erau diferite, însă revoluționare. Pentru a naviga pe internet sau a-ți verifica mail-ul, trebuia să te deplasezi într-un loc specializat care dispunea de o astfel de conexiune și așa te bucurai de o perioadă relativ scurtă de tehnologie. Ce bine că astăzi avem această tehnologie în buzunar și o putem accesa când dorim, nu-i așa? Vorbind de perioada 1995-2000, internetul era în mare măsură o raritate. Făcând comparație, în anul 1995, aproximativ 0,4% din populația lumii beneficia de internet. De la an la an, acest număr a fost într-o creștere continuă și astfel, până la finalul anului 2000, aproximativ 5,8% din populația globului dispunea de internet. În intervalul de ascensiune al internetului, oamenii își doreau să-l folosească cât mai mult. Așadar, în 1997, aceștia au primit ceea ce își doreau. Unul dintre predecesorii Facebook-ului de astăzi, Six Degrees, reprezenta prima platformă de socializare. Inventată de un antreprenor de succes, Andrew Weinrich, Six Degrees avea să prindă foarte bine publicului și să revoluționeze comunicarea virtuală. Practic, mail-urile au devenit la fel de învechite precum scrisorile și asta doar datorită noului chat disponibil pe Six Degrees. Această platformă permitea utilizatorilor să se conecteze cu prieteni, rude sau chiar cu persoane necunoscute cu care puteau socializa prin mesaje. Pe lângă asta, utilizatorii aveau opțiunea de a adăuga informații precum articole sau știri. Apogeul acestei platforme a fost atins în anul 1999, când aproximativ 3,5 milioane de utilizatori au fost înregistrați. Comparativ cu numărul de 2,6 miliarde de utilizatori de Facebook din ziua de astăzi, cele 3,5 milioane par infime. Totuși, trebuie să ne gândim și la perioada în care Six Degrees a apărut și la faptul că internetul era mult mai rar întâlnit decât astăzi. După ce a fost vândută în 1999 pe 125 de milioane de dolari, Six Degrees a fost închisă oficial în anul 2001, însă cu siguranță a fost un punct de reper pentru platformele de socializare care au apărut ulterior. Există multiple încercări care își propuneau să continue ceea ce Six Degrees a început. Având în vedere faptul că internetul se răspândea cu o viteză continuă, acest lucru era și perfect normal. Astfel, la un an după căderea platformei Six Degrees, au început să apară platforme noi care au anticipat Facebook-ul de astăzi. Însă vom discuta mai pe larg imediat. În 2002, platforma Friendster a venit în completarea Six Degrees.
La fel ca înainte, utilizatorii se puteau conecta cu o adresă de mail și să-și facă prieteni pe care să-i salveze mai apoi într-o rețea personală. O inovație în acel moment a fost că utilizatorii puteau partaja videoclipuri, fotografii și mesaje cu alți utilizatori și au putut de asemenea să lase comentarii la profilurile altor persoane atât timp cât făceau parte din rețeaua personală a celuilalt. Sună în mare parte ca Facebook-ul de astăzi, nu-i așa? Ei bine, impactul a fost pe măsură. Friendster a avut o explozie de utilizatori în momentul apariției, reușind să strângă peste 3 milioane în doar câteva luni. Cu timpul, platforma a ajuns la numărul record de 100 de milioane. În cele din urmă, aplicația nu a reușit să țină pasul cu gigantul care avea să o detroneze, așadar, în 2005, această platformă și-a încheiat complet activitățile fiind acaparată de Facebook. Povestea modului în care Mark Zuckerberg a ajuns la ideea unei astfel de platforme este foarte interesantă și are în spate multă muncă și dedicare. Încă de mic, Mark s-a dovedit a fi un pasionat al programării. Talentul evident al acestui om l-a făcut să fie dorit de firme mari, însă el a preferat să își aprofundeze studiile și bine a făcut. La Harvard a studiat informatica și, destul de surprinzător, psihologia. Totuși, când ne gândim la ce platformă a reușit să creeze, lucrurile încep să se lege. Studiile psihologice i-au oferit lui Mark abilitățile de a planifica felul în care această platformă socială va funcționa. Faptul că persoanele se vor căuta între ele, își vor aprecia pozele și vor face schimb de comentarii a trebuit gândit în detaliu, lucru pe care fondatorul l-a și făcut. Inițial, Mark Zuckerberg și-a prezentat munca în octombrie 2003. Primul său proiect, FaceMash, era un site web care le oferea studenților Universității Harvard posibilitatea să facă clasamente și topuri cu cele mai atractive fete din campus. Totuși, Zuckerberg nu s-a gândit la faptul că această platformă putea funcționa doar în momentul în care avea aprobarea utilizatorilor de a le folosi pozele. În câteva zile, site-ul său a fost evident închis, iar el a fost foarte aproape să fie exmatriculat. Totuși, comisia s-a dovedit a fi îngăduitoare, iar Mark s-a concentrat pe noua sa lovitură, The Facebook. La scurt timp, mai exact în februarie 2004, Mark a fost gata să ofere studenților din Universitatea Harvard o nouă platformă și anume The Facebook. Similar cu Friendster și Six Degrees, platforma lui Zuckerberg permitea încărcarea unei poze de profil, împărtășirea intereselor și conectarea cu alte persoane. Inițial, acest lucru a fost deschis doar persoanelor cu o adresă de e-mail de la Harvard și în prima lună s-au înscris 50% din studenții colegiului. Probabil că în 2004 Mark a gustat prima dată din succes. Până la sfârșitul anului, cererea de înregistrare pe platforma de Facebook era în continuă creștere și astfel, Mark a permis aproape tuturor studenților universitari din SUA și Canada să se înscrie pe platformă. Însă, la scurt timp, el a fost acuzat de furt. Se pare că acesta ar fi lucrat la un proiect similar cu alți trei colegi. Cei trei s-au dovedit a fi nemulțumiți asupra felului în care Mark a gestionat situația și astfel au acționat în judecată. Procesul s-a terminat în anul 2008 când s-a ajuns la înțelegere prin despăgubire. Astfel, Mark Zuckerberg le-a oferit fiecăruia dintre cei trei acțiuni în valoare de 300 de milioane de dolari. În luna iunie a anului 2004, Zuckerberg a mutat toate operațiunile companiei în Palo Alto, California și a beneficiat de investiții importante. Cofondatorul PayPal, Peter Thiel, s-a alăturat consiliului și a adus cu el 500 de mii de dolari. Lucrurile nu s-au oprit la aceste investiții mărunte. The Facebook era în 2005 una dintre firmele în care oamenii cu viziune s-au hotărât să investească și bine au făcut. Compania americană Acer a investit suma de 12,7 milioane de dolari, iar Jim Breyer, directorul Breyer Capital, s-a decis să investească 1 milion de dolari din propria avere. În august 2005, articolul D a fost eliminat și compania a devenit oficial Facebook. Din acel moment, platforma s-a extins și a devenit mai permisivă cu membrii.
Așadar, elevii de liceu se puteau alătura platformei și chiar și angajații companiilor Microsoft și Apple. Una dintre cele mai importante decizii a fost luată în septembrie 2006, când s-a decis că toată lumea va putea să devină membra a platformei Facebook, desigur respectând condițiile minime de a avea cel puțin 13 ani și o adresă de e-mail validă. Practic, din acest moment, numărul de utilizatori a crescut într-un ritm incredibil. Dacă în decembrie 2006 Facebook avea 12 milioane de utilizatori, la doar un an distanță numărul era de 4 ori mai mare. De-a lungul timpului, platforma Facebook s-a dezvoltat constant și a suferit multiple actualizări și funcții noi. Cu timpul, Facebook a oferit chiar și o piață virtuală, mai precis, un loc în care oamenii postau anunțuri de vânzare sau de cumpărare. Pe lângă asta, Facebook a devenit din ce în ce mai deschisă utilizatorilor, oferindu-le jocuri, aplicații și chestionare cu care se puteau distra. În prezent, Facebook numără 2,7 miliarde de utilizatori care accesează platforma lunar și reprezintă unul dintre cele mai mari site-uri de socializare. Deși primele platforme de socializare semănau destul de mult cu Facebook, problema ar fi putut fi publicul căruia i s-au adresat. Fiind printre studenți, Mark știa deja că aceștia sunt dornici să cunoască cât mai multe persoane noi și să își facă cât mai mulți prieteni. Astfel, adresându-se publicului potrivit, a reușit să formeze o companie imbatabilă. Facebook a devenit o parte din viața multora dintre noi și fie că recunoaștem sau nu, într-o oarecare măsură, toți suntem dependenți de această platformă sau de una similară. Bun. Avem audio de la microfon, camera merge, se mișcă pătrățelul ăla după fața mea. Ne-a răspuns pe Airbnb? That was easy. Dar fața mi se vede, nu știu, mi-acoperă microfonul ăsta,